20-20. Target destroyed. Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul Paul Balog. Numele acestui joc este War Thunder. Și astăzi a început un nou Battle Pass. Battle Pass în care tankul vedetă este acest EBR 1963, bineînțeles, de la francezi. Noi avem ceva experiență, noi jucătorii de War Thunder avem ceva experiență cu EBR 1957 sau 54, dacă nu mă înșel. Este asemănător, diferența este că este de Battle Ranking 7.0, iar tankul este de 90 de milimetri. Asta acum i-am dat și eu drumul la live, la joc, am făcut o singură misiune. Vreau să ne uităm împreună ce conține acest Battle Pass. Avertizare meteo. Mamă, e nasoală treaba. Deci avem Battle Pass-ul, Battle Ranking undeva la 7.0, e un pic amăricel. Armură la 7.0 n-are nimic. Tun de 90 de milimetri. Ia să vedem noi ce are el la 90 de milimetri. 90 de milimetri. Avem Hit FS. Hit FS-ul cu penetrare 320. E bun. Avem ăsta explozibil. Cod portocaliu, alerte de ploaie. Nu face nimic, merge mai departe. Ia stați așa. Deci important este că avem acest Hit FS, proiectil Hit FS, care are penetrare 320 indiferent de distanță. Nu se pune cazul de termal. Partea proastă este că la 7.0 o să te dea întotdeauna, sau în majoritatea dăcilor o să te dea cu 8.0. La 8.0 deja întâlnim tankuri cu termal, cu fine stabilated sabot, adică e ceva cam complicat. Nu prea știu ce să zic de acest tank, ce să zic despre acest tank. Nu prea mă încântă, dar până la urmă e frumos. Imediat să dau și eu aici să... Sorry. Nu e rău deloc, doar că... Salut, Domn Paul! S-a băgat Battle Pass-ul. Da, astăzi a început Battle Pass-ul. Tankul vedetă, cum am zis, este EBR 1963. Haideți să vedem ce mai conține. Pentru a cumpăra Battle Pass-ul, pentru cei care nu știți, aveți aici, se cumpără cu 2000 de Golden Eagle sau cumperi Battle Pass-ul tot, inclusiv 150 de puncte progres. Nu stau să vă dezvolt eu cum se joacă la Battle Pass, trebuie să faceți task-urile zilnic. Intru și eu acum să văd ce task-uri au băgat. Deci tankul vedetă este acest BEBR, la 6.0 bineînțeles că faci prăpăt cu el, dar să vedem ce mai avem și la Battle Pass. Bun, deci, dacă vreți să luați toate task-urile de aici, toate bonusurile de aici, trebuie să vă cumpărați Battle Pass-ul la 2000 sau 2500. Ia stai mă să mă șiruiesc un pic. Dacă nu vreți să cumpărați Battle Pass-ul, veți avea doar premiile care sunt aici băgate pe free. Ia stai să mă șeruiesc un pic așa. Hai băiețică. Și imediat vedem. Tankul ăsta l-au băgat acum sau e mai de mult? Nu. Este un tank asemănător cu ăla de 5-7. Doar că acum l-au băgat la 7.0 și e un pic mai șmecher decât celălalt. Vom vedea. Imediat să fac și o setările aici. Am venit și eu acasă. Vom vedea ce va fi Battle Pass-ul. Ne șeruim. Activat. Salvează. Bun! Hai să vedem. Deci avem așa, decalul, emblem, șoc, parașut. Nu mă interesează.
Drive test cu A6M6. Fane locomotivă sau locomotivă? Backup-uri. Ăsta pare interesant la 3-3, dacă mă întrebați pe mine. Din păcate, nu prea îmi dai o seama la 3-3. Din păcate eu nu mai joc, dar pare interesant. Camuflaj. Decaluri pe care, sincer, eu n-am unde să le pun. Parașut, regiment 2, regiment sau ce zice acolo. Marin infanterii, parașut. O cască franțuzească interesantă, dar asta trebuie să cumperi Battle Pass-ul ca să-l ai. Infanterii Helmet M51-1957, Franța, deci e clar Battle Pass-ul franțuzesc, vedeta este Franța. Embleme, vaporul USS Detroit de 5-0 premium, bun, pentru cine joacă. Mai avem avionul A6M647, e bunicel, dar ăsta n-are armură deloc, în schimb întoarce repede. La level 50 nu avem o mitralieră aici, machine gun sau cum e la ăsta, MIT-49, probabil, nu știu exact istoricul acestei arme. Ăsta îmi place, îmi place profilul ăsta, Veteran of the French Legion, doar că, sincer, nu prea îmi vine să-l cumpăr și vă spun și de ce. Nu mă atrage absolut nimic la el. Asta știu că este o emblemă celebră, Voltigeur Emblem. Habar n-am acum să vă spun exact, dar să mă documentez. Asta știu că este o emblemă celebră. Tancul ți-l dă la level 75. E premium, asta e bine. Pentru cei care n-aveți Franța, e de recomandat, e de cumpărat Battle Pass-ul, să începeți Franța. La level 100 îți dă acest loading screen. Nu știu ce să zic, sincer, eu o să văd, după cum știți, data trecută eu nu am IS-2 sau Tiger E. IS-2 pentru că are penetrarea mai mare și Tiger E, dar IS-2-ul cu toate... Ghiță, bună seara, Paulică! Cu toate că încarcă mai greu, ți le-aș recomanda IS-ul, mobilitate, e mai bun. Sincer, nu prea mă încântă Battle Pass-ul ăsta. Și nu mă încântă asta. Nu mă încântă asta pentru că te va da cu 8-0. Hai să facem un armor, protection analyst și intru cu ce să intru? Ia să vedem. Cu Italia. La 8-0 ce aș putea avea eu? Bă, zi M26, deci la 6-3, da? Vorbind de 6-3. Cu proiectilul nici nu mai contează. Deci nu mai contează proiectilul. Ia uitați-vă și voi. Mă, nici nu te uiți unde dai. Deci nu te uiți unde dai, este mort în toate părțile. Vai, nu intră proiectilul unde ia? Doamne, iartă-mă să nu intre, să duce pe toate părțile. Nu. Deci, proiectil degeaba. Răzvan Gabriel, salutare, bine ai venit. Scuze, intru imediat și pe chat. Bine ați venit, dragilor. Deci tancul este... mai rezistentă este țeava decât tancul, să mă bată Dumnezeu. Ferească-mă Dumnezeu. În schimb, cred că are mobilitate. În rest... Parcă are și Tiger-ul armură ceva mai bună decât IS-2 și un penetraj destul de decent. Băi, amândouă sunt la fel de bune. Eu, de exemplu, prefer Tiger-ul pentru că IS-2 încarcă foarte greu. Dar și IS-2 este foarte bun și dă repede cu spatele IS-2-ul. Dacă îți plac nemții, mergi pe nemții, clar. Dacă îți plac rușii, clar. IS-2 are dezavantajul că dă foarte greu cu spatele. Dragilor, dacă mă întrebați pe mine, părerea mea, nu vreau să influențez. Cred că dau pas la Battle Pass sau în funcție de progresul pe care o să-l am, vom vedea. Nu cred că o să mi-l cumpăr, nu știu, dar deocamdată nu mi-l cumpăr. După cum știți, Battle Pass-ul trecut eu nu am participat și fără nici cel mai mic efort am reușit să ajung la level 40. Așa că noi să fim sănătoși și la pungă groși. Că nu cred că merge. Dar și IS-2-ul e one shot, one kill. Da, și dacă l-ai ratat. Ia pune-te, fănică, pune-te așa, ca și cum te întâlnești cu un Tiger. Tiger-ul a ratat, dar și tu ai ratat. Tiger-ul trage mai repede decât tine.
Amândouă sunt la fel de bune. Eu oricum vă recomand când jucați să jucați cu două națiuni. Salutare Ghiță, salutare, să treci fratele meu. Constantin Untri și eu, acum tancul ăsta l-au băgat acum. Așa, tancul ăsta este exact copia celui de la 5.7, care, mă rog, a fost tot la un event. Kingule, bună seara, domn Paul, am loc, bineînțeles, dă-i repede cu spate, dă repede cu spatele, dar n-ai smucuri la IS, ai văzut? Sunt avantaje și dezavantaje. Bun, e clar, Battle Pass, not for me, nu atrage absolut nimic, nimic nu atrage, nici tancul, singurul lucru ce mi se pare avantajos este transportorul ăsta cu tancul nemțesc la 3-3, dar eu nu joc la 3-3 și... profil, iconul ăla, dar nu recomand, asta e clar, nu-mi place. Bă, ăsta de serviciu, vă că a luat o razna, hai să-i dăm drumul mai departe. Gata, dragi prieteni, 11 oameni, nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să-mi dați și mie un like, share, subscribe, ce vreți voi pe acolo. Dacă nu vă place, vă mulțumesc că ați trecut pe aici și nu uitați să-mi lăsați și dislike-ul. Andreescu, salut, bine ai venit, dragule. Gata, hai să-i dăm drumul la treabă, jucăm cu Franța, vorba aia că vedeta la Battle Pass este Franța. Salut, frate, salut, tăticule, bine ai venit. Doamne ajută să fii sănătoși, am mâncat și eu ceva, îi dau repede cu un triferment. Ce părere ai, crezi că ar fi o idee bună să strecoare niște tancuri românești în tectriuri? S-a mai discutat chestia asta, da, bună chestie, bine zis, vor strecura, dar nu vom avea tectriul românesc, asta e clar. Deci nu vom avea, n-aveam cum. Băi, fraților, mâine sunt de după amiază, așa că... Bine ați venit pe un War Thunder să înceapă nebunia aia. Gata, am dat like-ul, mulțumesc mult de tot. Ăla merge. Gata, tot. Încet așa, stați să ne încălzim, să vedem ce va ieși. Battle Pass-ul încă o dată... No, not for me, not today. Vedem progresul pe care îl fac, dacă merită să mi-l cumpăr bine, dacă nu merită, eu în principiu nu mă atrage cu nimic. Vom vedea. Mai repede, cu banii pe care i-aș băga în Battle Pass-ul ăsta, mai bine aș băga, nu știu, într-un research la japoneze, aș băga... not for me. Sau pentru cei care aveți level mai mici, merită pentru că veți avea multe boostere. Și având multe boostere, crește research-ul crește mult mai repede și... Nicule, salutare, zbârcitule, salutare! Va crește research-ul mult mai repede, dar not for me! Încă o dată, mă repet, nu știu cât am ia oară de fapt. Not today, not for me Battle Pass, nu-mi place, n-am ce să iau. Ce puncte avem aici? 181, am luat și noi o zonă. Salut, Nicule, ce mai faci, Bogu? Ia să vedem ce mai avem de aici. Ar fi interesant să vezi TR-81 sau un mareșal sau chiar un tank. Băi, vom vedea. Avionul ăla l-avem, IR-ul l-avem, avem rața românească. TR-ul e posibil, m-ar bucura să-l bage la un Battle Pass. Vă spun sincer, m-ar bucura tare mult să-l... Ia uite-l! M-ar bucura să-l bage la un Battle Pass. Ia uite-l! Baus, vă! Nasoală treaba asta. Stai așa, Nicule, că nu știu ce-i scris tu aici, de... Arrghe, distroidă! Zgârcitule! Că sunt zgârcit, eu am înțeles, zgârcitule! Bă, nu vine să-l iau, Nicule, nu-l recunosc. Ai type stream? Nu știu ce e type stream. P125 model românesc, care e un T72 modificat, ar fi fain. Da, vă recomand să intrați pe canalul lui Oberst. Acolo vedeți date despre tancuri românești, despre avioane românești. Mi-ar plăcea să le văd și cred că le vom vedea, probabil la vreun tech-tric. Știți cum e, când se umple, cum zicem,
jocul de tancuri și nu mai au ăștia ce băga. Aha, aha, aha. Dai, motherfucker, ia să vedem. Enemy kill assist, am scăpat și de ăsta. Ia să vedem ce am mai țărit aici. La avioane maxim să bage, iar are 93 vulturi, o bestie. Iar 93 pentru cei care nu știți. Da, da, oferit Vogel Teleenciclopedie. Da. La Oberst găsiți acolo toate datele. Este exact. Dacă vă lene să căutați pe internet, intrați pe canalul lui Vogel și vă oferă toate informațiile. Chiar vă recomand. Nu mai știu ce vreau să zic. Adică aș dona dacă ar apărea pe live pe ecran. Aaa, domnul Andreescu, din păcate, nu, tati. Dacă vrei să donezi, ai aici posibilitatea în chat, o să apară doar în chat. Nu, tati. Nu fac fel și fel de mii de posibilități de a primi donații. Dacă vrei să donați, donați, dar asta nu este o prioritate pentru mine. Sau nu vreau să donați, doar să apăresc pe ecran. Dacă vrei să donați, vă face plăcere și cu asta. E loc și pentru mine, bineînțeles, Vali. Ei, nu vreau să fac din cei care donează vedete, ca să zic așa, sau să îi prioritizez pe cei care au donat. Nu. Dacă vrei să donezi și îți face plăcere, bine, dacă nu, nici o supărare. Italienii nu prea mai au tancuri la top tier, ar fi fain să bage linea. Băi, da. Dar de ce? Că iar e tot la italieni, să-i dați, mă, normal. Concentrez și eu un pic. Chiar și un teren. Băi, îți dai seama că mi-ar plăcea. Cui nu i-ar plăcea să le vad? Da? Ia, dai aici, boss. Mai tragi! Dacă îi fi prost să stau. Hai, că te-am liniștit, gata. Ia foc! Să iei foc, nenorocitule! Kill assist. Nice. Mai avem pe unul aici. I-am dat-o de... Da, că eu fi prost să stau, mă. Ia vezi bus acum, ia. Stai că a apărut unul aici acum. Mai al dracu. Kill assist, nice. Care trage mine, mă? De ce tragi, mă, mine? Voi îmi cer scuze, am mai țărit aici. Da, da, oferi vocal așa, ai loc și pentru mine. Italiene am citit, normal. Și cu tere 85, ariete, jmecher. Ce spume ar face ungurii să fie omul? Ma, asta da, să știi. Ăla a murit, că mi-a dat assist. Ce spume, vorba voastră, ce spume ar face ungurii? Da, 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 ce să mai zic? Hai așa că vreau să zic ceva, dar mă și concentrez, vreau să și câștig meciul. Nu de alta, dar... Vreau să fiu cel mai bun dintre cei mai buni. Ce avem aici? Nu-i bucur, ăsta e mor de mult aici. Crede-mă ce spun. Mă duc ca nebunul, nici mai mă uit în partea stângă. Numai că nu înțeleg de ce au mutat ariete peste la 10-7. Google, habar n-am, știi cum e treaba cu rușii ăștia, cu... da, cu rușii ăștia, frate. Nu știu de ce le succes și le învârtesc și le... Muma în cur, habar n-am, nu știu, efectiv. Mă depășește chestia asta. Fă-le, mă, în gura mății, toate 11-13, 11-0 și cu asta basta, am terminat. Când ăla are ce mai mare prea? Habar n-am, ei consideră că nu știu ce blindaj au sau nu știu ce mobilitate și atunci... L-au trecut la 11-0. Zici că sunt împiți, le succes și le învârtesc de m-am săturat. De-aia și... rămân să joc cu astea mai micuțe. Mi-a plăcut Bredreiu. L-a mutat de la 9-0 la 8-7. Mamă, rupea la 8-7. După aia l-a făcut 9-0. Mamă, rupea la 9-0. L-a făcut 9-3. Îl ducă dracu. Așa și cu ăla, cu Dardo. Mamă, la fel zic, frate, rupe ăsta. Efectiv, rupe. L-au făcut... Arrgheristroidis 4! Na, nu stă în fața lui IS4!
Au mutat, le-au mutat și pe Bradley și pe Dardo la 9-3. S-au opișat pe ele, nu mai, nici nu-ți vine să mai joci cu ele. Au și românii tancuri decente. Dacă primim la anul Leo 2-7, o să fim decenți. Oh, da, oare fac ceva cu 5-3? E posibil. Dacă ai har și talent, știi cum e vorba? Jocul vă cântă ceva, așa, niște frame-uri de-astea, nu știu, niște umbre. Probabil de la Battle Pass-ul ăsta o ia razna. Ia. Ceva pe aici. Vorbesc de tancuri românești, nu americane. Uite, ăsta e olandez. Faci. Nu mai am ce să faci, e pixel scură aici, tot ce pixel. Gata, ați bătut, well done. Bun tank ăsta, îmi place mult de tot. Vorbesc de tancuri românești și cu germani, zic. Că face cu 5-3, dar bineînțeles că faci treaba aici dacă ai prins pe ăștia. Dacă ai prins pe lateral și la 10-0 faci cu 5-3. Bă, ăla nu vrea să moară, mă. Brenus ăsta, am înțeles că e șmecherul de tot la 8-3, on hand. Bineînțeles, of course. Don't be ridicule, scuzați-mă, dar să-mi dau și eu drumul la ventilator. Deci, ne întoarcem la anele noastre. JJ, thank you very much, domnul Nicu. Românii nu își permit să investească să facă un tank de la zero, avem tankuri la standard netto, dar cam atât. Păi atât că ne... De-o fi rar, mă, ta, dracu, nu te duci aici tu la 500 de mii. Ok, pa, la faietul ăsta cred că e avion, dacă nu mă înșel. Da. Prepar, n-am ce să fac, e mic rău de tot. Mic, îmi poți da invite, deci, bineînțeles. Ia lampă folvarie, lampă volică, să vină aici. Volică? Ah. Fă-mă pe mine, folvarie, fă-mă pe mine, squad leader, te rog. Deci battle pass-ul not for me, da? Clar, asta e clar. Hai să mă facă pe mine. Ah, m-a făcut. Ca să invit și pe băieții ăștia. Acum nu-i condam, sincer să fiu, bă, trebuie să aducă ceva. O să pune la japonezi și chinezi, dacă o să bage Battle Pass și români, atunci o să mai cumpăr de ce? Pentru că la japonezi nu am, la chinezi nu am și zic, bă, merită research-ul, nu știu ce. Vom vedea. Ce mi-am mai luat? Am jucat la avioane și mi-am luat bombele astea mari și cu rachetele alea 113 rachete. Bă, sincer vă spun, nu prea mă pricep eu la rachete, dar n-are nimic. Hai că o vedem noi ce facem. Vedem ce, doamne, iată, mă mai jucăm. Avertizare meteo. Mamă. War Thunder e încă în inima mea. I-am zis lui Iona. Întrebai el acolo pe ce face live sau cu ce jocuri. Sau șmecherii nu mai poți păstra cuponul, acum îl ți bagă vehiculul direct în tete. Păi știi de ce, nu? Că îl vindeai pe marketplace și îți luai tankuri premium, nu stai seama că e până la urmă trebuie să facă banuțul! Păi nu-i condamn, frate, vă spun sincer, nu-i condamn. Am auzit că chinezii au vehicule bune. Bă, nu știu ce să zic, sunt un copy-paste. Ia uite-l! Viking-ul, ia să vedem. Băi, eu mă duc, fii atent pe unde mă duc. Fiți atent ce face nebun. De asta am dat mai mult drumul la Battle Pass. Săptămâna asta sunt după amiază, copyright, ruși și americani. Ai văzut? Sunt amestecătura. Au și M18 de la americani, a mea e M42 la antieriană de la americani. Trebuie să bage banul și chinezul, că vorba aia până la urmă cred că sunt cei mai mulți jucători și mă, sunt o națiune destul de mare, frate. Acolo să mănânc o pâine bună, nu la românași care românașii nu știu ce să facă Golden Eagles din aplicații de-alea pe telefon, să nu bage bani și nu știu ce știu. Cam asta e ideea. Și eu aș face la fel. Jur. Și cred că
Cred că a trecut mai bine de o lună, bă, n-am mai băgat un leuț, că nu mai am ce să mai iau, mă, dacă vă vine să credeți. Mă, cine e asta, mă, cu marsul? Simon Spencer, să ține după mine așa. Nu mai am ce să-mi iau, nu mă mai încântă nimic. Aici mă sperie, ori mi-e frică să nu vină ăștia aici. Ce putem face? Neața, domnul Răzvan, bine ai venit! Copilul ai după ruși. Da, am citit aia lui Nicu, astea sunt chinezii, bă, cred că mai repede japonezii, dar japonezii la 10-0, la 9-0 e tankul ăla premium care nu mă încântă, nu mi-aduce nimic, nu-mi place, nu... Dar, niciodată să nu spui niciodată și trebuie să ne apucăm și de aia să-i deblocăm. Bă, cred că acolo, aoleo, ce mițil a luat pe ăsta micu, eu cred că aici undeva cred că vor fi șmecheriți. Sus n-a urcat aici nimeni, nimic, nothing. Mama, v-a plăcut asta? Ia să încerc eu aici, la bubulina. Doar mie nu îmi place să joc la bere mare, nu, nici mie nu-mi place să joc la bere mare, am avut perioade, am jucat la bere mare, mai mult chef am să joc la bereuri până în 7-7, maxim 7-7. Mă oftic la 10-0, 11-0, 9-0 pentru că te vede de pe partea cealaltă a hărții, ți-a dat-o și intervine acea frustrare. Nu, mie îmi place bereu, în urmă știi cum e, fiecare joacă ce îi place, ai o groază de posibilități. VTM, să moară măsa dacă știu ce e VTM. Viața mea, cred, nu? Băi, dacă joci, uite cum mă uitam la Hunter, cum e Nicu, cum, nu știu, sunt alții. Băi, joacă numai la bereu mare, Vandalul, băiatul ăla, uite-l. Nu! Joacă numai bere mare. Ei, eu nu pot să joc bere mare. Mamă, ce venea racheta aia spre mine, mâncă-i aici gura ei. Bă, ne reparăm și noi un pic? Hai, păi, băieții mei. M-a stricat cumva să trăiți, domn Bobei. Bine ați venit pe live-ul nebunului. Bine ai venit în noul Battle Pass, care nu mă interesează. Și acum, nenorocitule, știi ce mi-ai făcut? M-am șmecherit și eu de la tine, nu cheltuiesc punctele alea de research la recompensa la squadron. Domnul Paul, știți pe 2 and 9? Păi l-am știut, pentru că s-a sinucis săracu. Am auzit că s-a sinucis, bă, 27 de ani. Nu știu exact motivul, să-i fie țărâna ușoară, dar nu vă recomand să faceți așa ceva. Deci eu sincer mă gândeam, fraților, deci eu nu mă sinucide doar de dragul ortambului. Adică, frate, pe lângă familie, pe lângă astea, nu se pune problema. Bă, frate, de ce să mă sinucid ca să nu mai joc ortandăr? Adică, băi... Adică, băi, alo, eu joc ortandăr, mie îmi place ortandăr. Cum să mă sinucid? Doar de oftică că nu mai joc. Doar de oftică că nu mai joc ortandă și nu mai fi sinucis. Ce probleme să ai să te sinucizi? Bă, frate, i-a murit dorința de ortandă. Bă, bine zis. Bă, n-aș face-o. Păcat, sincer, trebuie să... Dacă îmi spuneți mie, din câte l-am auzit, nu s-a omorât omul. Dar cum? Eu așa știam că și-a luat viața. Sau s-a sinucis, că l-am auzit pe frate într-un vlog de ăsta, acum, mă rog, nu cred că s-a omorât din... Ah, nu, da, de exemplu, ai niște probleme și tot, ca să te sinucizi, îți trebuie probleme la cap. Dacă ai probleme la cap, te sinucizi. Dacă n-ai probleme la cap, nu te sinucizi. Cum mai sunt ăștia de o fac să se sinucizi pentru femeie, pentru... Băi, alo, oh, după una vine și alta. A renunțat la YouTube. Nu. Gogule, ultimul videoclip al lui pe YouTube a fost că este ultimul videoclip, că viața e grea și după aia vezi că toată lumea știe, s-au strâns și fonduri. Băiatul s-a sinucis, frate, 27 de ani. Ferească-mă Dumnezeu!
Deci nu m-a sinucide nici dacă ar strica ăștia jocul și mi-aș băga picioarele în el de joc. Bă, cum să fac așa ceva? Dar nu vreau să mă vorbesc, că mă întristează și nu îmi dau seama că până la urmă trebuie să ai probleme la biblică ca să o faci. Râdem, glumim, hai să-i dăm drumul cu Ortanda. Și el a făcut ultimul videoclip, l-a făcut jucându-se cu mouse. Băieți, este ultimul, mă las de YouTube, dar de ce să lăsa el de fapt, că după aia am înțeles toți. Să ținem un moment de reculegere atunci. Să-i fie țărâna ușoară. Nu, bă, dar să știți că m-a, să-i fie țărâna ușoară, să-l ierte Dumnezeu. M-a mișcat un pic, m-a mișcat la faptul că de ușor poți să o faci. Acum nu știu cum s-a sinucis, nu vreau să intru în detalii, dar băi, într-o comunitate toată lumea știa de el, adică noi urmăritorii de YouTube am văzut că și ăștia din clanul lui au făcut un moment ăsta așa de, au tras cu tunurile, au tras cu tankurile, cu mouse-urile. Frumos, dar păcat, treaba lui. Treaba lui, mă rog, a fost alegerea lui, nu treaba lui, că săracul ce să mai facă, s-a dus. Păstrează punctele de research, că nu știi ce bagă. Exact asta, că de aici vorbeam. Nenorocitule, m-a învățat să nu mai cheltuiesc punctele de research la Squadron. Și ce să vezi? Ia stai mă, că o să vină ceva și cheltuim pe ăla, știi? Aici eu n-am știut, eu le cheltuiam. El m-a învățat multe lucruri, multe despre joc. Ia uite, bă, nenorocitul, unde era. Trage și tu în aer odată pentru el. Bă, m-a umbrut la odată pentru el. Bă, eu n-am apucat să vorbesc, eu nu știu, n-am vorbit niciodată cu el. Îl știam așa, îl urmăream. Și cam atât. Îl știam de mult, îl urmăream de mult. Ia uite-l. Aoleo, vii? Hai, păpușa mea. Vezi că și doi and biga să româna să trăiești. Vezi că și el a jucat cu 2N900, a jucat cu mouse ultimat. Păi, ferească Dumnezeu. Biga, ce faci, domnul Biga? Mă, astăzi este miercuri, nu? Mă, mi-e atât de greu să iau un somn. Obositor. Mă cul la 2-3 ani. Ioiel, salutare! Bine ai venit, domn Florian, bine ați venit. Tancul ăsta am auzit că are cel mai mare repercus. Mouse-ul nu? Wave-ule, salut! Salut, dragi prieteni, bine ați venit, nenorociților. Periculos mouse. Nu, nu știu ce ești pe. Deci am luat mouse-ul când era în Tech 3 și nu cred că am jucat cu ele încă, cu el, încă mai am free repairs. Deci n-am jucat de 10 ori cu el. O porcărie. Vă spun sincer, nu e, mie îmi place tancul cu blindaj, mie îmi plac femeile gen clepsidra așa, ăsta de în joc, da, dar tancul ăla nu. Eu sunt la bunici și nu stau pe laptop și nu pot să joc cu dumneavoastră, da, pot să faci atmosferă, domnul Wave. Îți trebuie răbdare, cred că e un pic de răbdare exagerată dacă mă întrebi. Mai am 1589 și iau și eu 30B2 și știu și de la Biga că Bremnusul ăla e foarte șmecher și vreau să-mi fac și o lane 8383. Am și antieriană astăzi și după aia pot să mă bag și la 10-0 cu ei. Zice așa, dacă vreți fac, eu mă pregăteam să mă culc. Nu te culca bine, acasă muncă multă și atât. Aștept să merg în Franța să pot să joc, să pot și eu și eu să mă pregăteam. Așa, să pot să joc și eu. Păi da, Gogule. Scuze că mă zică. Acasă, că vii cu muncă, uite asta vreau să-l iau, Brenusul ăsta vreau să-l iau. Biga ăsta, ai zis că e mișto Brenusul, nu? Hai să mai dăm unul, să mai cheltuiesc și eu niște bani. Ia uite bă, că am făcut 11 milioane. Gata? Mai e cineva care mai dorește, mai poftește? Nu? Andreescu. Cum e Battle Pass-ul? L-a băgat? Da. Nu-l recomand. Nu-l recomand, e slab, nu mă interesează absolut nimic. Da. Vezi, ia-l, pardon, live-ul de la început, am mâncat niște vinete cu ceapa. Îți trezi de la 6 pe drumul de la Constanța până la Eforie, îți rupt, dar stau. Băi, Wave-ule, păi tu mă care îmi ziceai să țin până la 8 dimineață? Păi ce-ai făcut cu Cucuțu? Dacă vine Andreea! Ia să vedem, Londra,
Battleship Costia. Liverpool, Tiger, Vali, putem juca la bere mai mic? Bă, stai să-mi iau și eu ăla. Stai să-mi iau și eu și ne mutăm. London, ia. 15.200, nu e mult, mă. 21.000, astea, Belfastul, 10.000, nu e mult. Ce s-a mai auzit de nunta porumbeilor? Oh, ia uite, bă, ce știe. Bă, fraților, nimic. Porumbeii n-au mai intrat, bine, nici eu am mai făcut, zic la nava de luptă 6-0. Ia să vedem, n-au mai intrat porumbeii, nava de luptă 6-0. Care dracu e, mă? O fi asta, de cost. Mă, ce dracu, mă. Bă, dar voi mai vedeți undeva Londra? Colossus, Dreadnought, Kent. Ultima! Asta, mă? Oh! 70.000! 70.000 de ani să stea aici la ei! Scârbele, dracu, scârbe! Băi, dracu, scârbe! Cum dracu, mă, să faci? Cum să joci, mă, pe prețurile astea? Bine, are multe văd astea. Cum să știu, mă, porcăria asta? Doamne ferească Dumnezeu, dar jucă eu vreodată așa ceva. Hai, încă unul să-mi iau și eu 8-3 ăla. Îi un, bă, bineînțeles, vă place, e în stoc. Îți iei Battle Pass-ul? Nu, nu, mi-l cumpăr deocamdată. Apropo, anul trecut, băi, o vijelie în București, moare lumea. Battle Pass-ul trecut, bă, nu, nici nu m-a interesat, vă spun sincer, nu m-a interesat Battle Pass-ul și am făcut level 40. Deci level 40, fără să-l cumpăr, nici nu m-a interesat, nici nu m-am uitat ce trebuie să fac, îl făceam pur și simplu dacă le făceam bine alea, dacă nu, nu. Deci, voi vedea cum stau cu banii, voi vedea cum stau cu progresul și dacă e să-l iau. Dar nu, eu nu-l iau, nu, nu e pentru mine, vă spun sincer. Not for me. Mi-am luat 9.0, dar ce e cu harta asta măturat de bombă, nu știu ce. Cu Battle Pass-ul le dai teroare la toți până când vine unul cu bomba. A, cu Battle Ship-ul, T-34 sau KV-1? T-34 85. Și la Ploiești a fost vigilia acum să te... E, aia a venit la București. Că a venit dinspre Nord-Est. Da, aia e. Aoleu, ce hartă mâncați. A fost aici o furtună, mi s-a ars TV-ul, decodorul și ăla de la internet. Ai, nu pot să cred așa ceva. Băi, vai de mama noastră. La Nezer Arcata e o hartă care se cheamă Sub Zero, ce e cu ea? Nu știu, habar n-am. Și la Cluj a fost, da, a venit de la mine, de la Ploiești, acum e probabil coboară încoace. Ia să vedem, băieții mei, brigada, hai brigadierii mei. Haideți, firați voi să fiți de brigadist. Mamă, mă mănâncă pe mâna dreaptă, jur. Good luck, salut, Paul, mă mănâncă mâna dreaptă, fii atent aici. Bă, la ce mă mănâncă, sunteți nebun la cap. Gata, îi dăm drumul la treabă, mâine la serviciu, la trei noi de o bere. Și avertizare, meteo, cod portocaliu, Iona, sunt live, dă-te rea cu bobiți aici. Sunt live. Pe joc. Așa, 11 persoane mă urmăresc să vă dea Dumnezeu sănătate. Nu uitați de like, share, dislike, ce vreți voi acolo. Salut, Paul, salut, Gudlacule. Da, voi amândoi suntem bine, eu am concediu acum. Amălea, bine că aveți voi concediu. Bă, mie nu prea îmi place aici, trebuie să oculez, jur. Probabil acum toți o să intre în clanul la 2N900 al băiatului ăla. Azi așa, eu sunt la bunici, eu nu vreau să consum curentul că nici ei n-au ca o pensie mică. Ce domne, iată, mă, ce trebuie cu, știi cât? Ia uzi. Știi cât curent consumi? 2 lei. Ia uzi. Mâncăi așa, vino cu.
Targhe distrui, bă, cum știe Paulică ăsta o să ia. Bă, cum știe Paulică ăsta să ia și rachetă, și avioanele, bă. Mai puțin răctumbec. Ce dracu, mă, bă. 2 lei e mult, exact. Mai și, dacă mai și fumezi. Ia să-l vedem pe Ionuț și Foldvarii. Bă, Kingu, nenorocitul de Kingu. Hai, băieții mei, să vedem aici. Hai să ne... Bă, frate, să moară Jax. Bă, frate, de ce eu mergând așa? Să mă bată Dumnezeu, dar nu mă întorceam, mă întorceam, ca să zic așa. Slabe elicopterele, din păcate nu mai poți să joci cu ele, n-ai, nu mai ai ce să faci cu ele. Din păcate. N-au cea mai așa, deci zilele astea nu voi fi pe Ortandăr, nu știu ce. Deci jur că mă dusesem invers pe hartă, ferească-mă Dumnezeu. Băi, ăsta e de la nemci, nu, ăsta trebuie să-l iau și eu. Constantin, 2 lei e mult, de ce ai vorbesc chiar acolo? Băi, frate, uite și el mi-a ieșit. Ce dracu' e asta? Bă, da, mă, alea cu păsta nici nu știam. Ieși! Ah, dar asta nu era comunistă, era în Franța. Ah, am crezut că e ruznac. Pentru că consum curent, Mihai Precu, bună seara, bună seara! Băi, nenorocitul, cum are el cu motocicleta aia, cum să dă el pe acolo cu motocicleta, mai tot văd eu poze cu el. Bă, mișto, frumoasă pasiune. Eu am avut noroc că pe timpul Ceaușescu, taică-miu, bună seara, lasă că am început. Pe timpul Ceaușescu, taică-miu, lucra instructor auto și după aia la serviciu de la Cire. Și mă plimbam cu mașina în poligon la 11 ani, 12 ani, era wow, wow, wow. Mai avem o problemă, am băut ceva rece, de ce nu au făcut, de ce nu ai mai făcut live cu Enlisted? Bă, mă dor ochii, frate, de la Enlisted. O să mai fac, dar mă dor ochii, efectiv. Vreau să-l văd pe ăla de aici. Sărut mâna, Paul, sărut mâna, chat frumos și iubitor plin de oameni. Sărut mâna și ție, dragul meu prieten. Cât am zis, mă, că e aici? Sărut mâna, dragul meu prieten. Cât am zis? 800? Unde e, mă, nenorocitul? E de multă viteză în Enlisted. Exact, și mă obosește, mă dor ochii. Eu nu stau foarte bine pe ochii. Eu stau bine la femei, știi? Că mă strâng la ele. Ne sărutăm amândoi romantic. Sărmâna, sărmâna, te pup și te iubesc. Bă, și am mâncat acum și mă cam dore burtica așa. Dacă dispar, să știți că e de la Coca-Cola. Dacă dispar, nu e ceea ce credeți. Adică mă încăca pe mine. Nu iau beu ăștia, mă. What the fuck? Ăștia deja ne iau beu? Au curat să o facă? Și eu vă iubesc. Și eu te iubesc până la ultima respirație. Mamă, ce te-am zis-o? Lasă că se duce ăla, hai că mă duc. Bă, mă, cam ia burtica. Mă, cam ia burtica, e de la curent. Mă iau și mâncărimile. L-a omorât, mă, pe ala? L-a omorât. Bine, nice. E francez tânculețul ăsta, da. Și la Battle Pass tu franțuzesc. Vedeta e tank francezesc. Tu e steaua care strălucește în ochii mei în fiecare dimineață. Aolo, m-au luat deja transpirație. Stai așa că m-am scăpat pe mine. Dă un pic de cacao glu cremali. Bă, nu l-a omorât, bă. Aolo, m-au luat toate mâncărimile. Ce, Doamne, iartă-mă, puțin, mă. Bă, fiți atenți că la n-am limon. Baha, salut, dragule. Bă, ce dracu, m-au luat toate mâncărimile? Mă ia burtica. Mă ia căcuțul. Ce se întâmplă aici? Aolo, și m-au luat și mâncărica. Vine cu cacao cu chemalii. Mă sună, Paul, dar cel mai bun elicopter e distrus de tancuri.
Stai. Power, dar care e cel mai bun? K50 și K52. The best of. Alergie de la colareci și înghețat. Bă, și mă mănâncă pe spinare, jur, nu pot să mă scarpe. Al meu e. Mănâncă niște vinete. Păi asta am mâncat, vinete cu ceapă am mâncat adineori. I-am dat și cu cola rece. Am mai mâncat și două coponele prăjite. Da, știi cum e. Leopardul e al meu. Al dracu cu măicuța lui. Lasă că a dat, l-ai omorât tu pe ăla. Dar pe mine nu poți să mă omori. Scârbă care ești tu, scârbă ordinară. Râzi aici, sigur, pe regă, ai grijă la cola rece și cu înghețat. Mamă, îi dau acum, fiți atenți aici. Hai, Doamne, ajută să fim sănătoși, 16 oameni pe live, dacă tot e să iasă cu cacao cu crema din pantaloni, să iasă de tot. Așa, tăticul meu. Băieți, dacă dispare, de la transpirație. Mai stau? Mai stau mult? Hai să ne întoarcem, zic. Bine, mă, băieți, mă, bă, cum recuperăm. Și frumos, au întors scorul. Dacă ai mâncat cald cu rece, e clar. Dar întâlnirile cu WC-ul, exact. Dau, prietenul meu cel mai bun este WC-ul. Ești cel mai tare, chiar știi să ne înveselezi, să ne zici. Păi asta și vreau, eu asta vreau. Dar eu nu vreau să mă joc, să arăt eu că-s cel mai bun. Eu vreau să mă simt bine împreună cu voi, jur. Ce stăm acum, domne, că să explicăm, să nu știu ce. Am explicat, la revedere, acum distracție. Bună, iftodi, distracție, femeie, curvă săraie, băutură. Da, astea îmi plac mie, nu să stau să, domne, vreau să arăt eu că-s cel mai bun. Și să înțeapă, hăităreala, că eu joc mai bine decât tine, unul vs. unul. Nu îmi plac mie astea, mă duc, bă, hai bă, să bem ceva, ne simtem bine, ca să zic așa. Nu. Eu sunt genul care sunt pe Caterin, că mă simt bine. Ai zis femei? Da, curvăsărie, pe femei, nebunie, dă, cu băutură. Bă, fiți atenți, vorba lui Speedy. Bă, ai o plăcere teribilă să te întorci pe lateral. Ia. Oh, mă, loci, i-am dat o one shot target destroy, motherfucker, how meow. Fimea, bă, voi știți cum zice fimea? Dă-mi și mie una. Mamă, ce ți-am dat-o. Aha! Îmi zice fimea, Paulică, miau, miau, miau. Cu fetele de la în cartier. Aoleu, ce a ajuns, Paulic. Of, doamne, doamne, ce să facem și noi? Mare influencer, eu sunt. Dă-mi zic fetele de 8 ani în cartier, Paulică, miau, miau, miau. Vă dați seama? Ha! Băi, bă, dacă îmi zici, Paulică, miau, 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 sunt două lucruri. Te bumnește râsul, una de bot, și a doua oară, deci prima dată te bumnește râsul tare de tot și a doua oară n-ai cum să nu reții, adică cine, mă? Paulică, miau, miau, miau. Șmecherul ăla. N-o problemă, dar azi mai miau, miau, miau. 60, 90, 60. 60. 90. Exact sunt eu. Miau, 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 știi? Nu cred. Nu cred. Da, hai, motherfucker-l. Eu l-am făcut și pe ăsta, mă. Gata, mă. Deci, nu vă puneți cu războinii cu Paulică, miau, miau, miau. Deci nu vreau, eu nu-s folvare, bine nebunule, M50, dă-i nebunule, Daniel, nu-l lăsa. Daniel, dar apropo, aul atacă cineva? Nu vă supărați că vă spun, dar aul atacă cineva? Băi, el a uitat că eu am mitraliera de 3, de 20. Da-i-a! Hai cu like-urile, fraților! Paul, ar fi amuzant să-ți faci mustăți ca un măgar de tablă, nu permanent. Te vrei de pisică adevărați, miau, miau. Ați voi să fiți, stați așa un pic. Bă, nu mai am, aveam ăla măbentița aia cu coarne. Măriuțu! Tătuțu! Dă și mie, n-ai vreo bentiță cu urechiușe, cu d-astea, cu coarne de-alea de ren? Ai? Hai, dă și mie, te rog eu, ia! Hai să vedem ce ne pregătește, cum zice, mă? Fana lui Paulică, miau, 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 adică fimea. E fana numărul 1, funny moments, ia să vedem.
Nu-ți fă, Paul, cu un marker. A, să-mi fac cu un marker, că nu vreau să mă înjur. Nu, cu marker permanent îmi fac. Nu, îmi pun acum de asta cu... Dar nu știți că mi-am pus bentiță când a rupt tricoul după mine? Ăsta era tricoul? Nu. Să vă uitați pe live-urile alea mai vechi. Așa. Bun. Hai să mergem la... Nu vă supărați, dar eu, uite, bă, sunt și pe locul 3. Paul, poți să-mi zici un avion de la american care să nu fie jet și să fie bun în dogfight? Că sunt începător și îmi trebuie ajutor. Da, P-40. E fighter. E un avion foarte bun și cu mitraliere destul de puternice. Dar vezi că la început nu trebuie să tragi continuu. Prrr, prrr, nu faci trp, 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 să nu dai gem la mitraliere. Deci, prp, 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 dai clicuri. Clic, 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 clic. Bă, ăștia sunt în clanul ăsta, mă, 2-1, ăștia nu sunt în clanul ăsta? Nu. Ia tot. Ia. Este, băieți, țineți-vă bine. Iar înșează-mă, tati. Aici, așa. 3, 2, 1. Adevărat să știe. Bă, dar nu se vede de galbenul ăsta. Mai caută-mi, mai dă-mi altceva. Să rămână, doamnelor și domnilor. Paulică, cum îmi zice mie, tati? Cum zici tu? Paulică, miau, miau, miau. Influencer de influencer. Influencer de influencer. Eu sunt ăla, mamă, ți l-am în cap, ăla e nebun la cap. Hai, băiatul meu! Oho, altă viață la Eren toată ziua, Paul, eu sunt Renul de la Renault. Renul de la Renault sunt eu, dacă tu lucrezi la Renault. Păcat că nu se vede bine pe galbenul ăla. Deci, băi, ori jucăm, ori nu jucăm. Ia mai caută-n tati, să vină garderoba. Păi ce mama dracu, ori suntem vedete, ori nu mai suntem. Altfel sunt de vorbă. Ha! Cum fac, mă, Renii? E vară și tu te pregătești de iarnă. Vara îți faci sanie și iarna îți faci căruță. Așa că... Pupă Renul, pupă Renul, pupă... Uevule, nu ne aude nimeni. Renul să pupă vara, jos, în fața blocului. Iuhu, ce ți-am zis, la Wave-ule. Dar mie îmi place de Wave, că ăsta și e de glumă nenorocitul ăsta. Fii atent că luăm și ăsta. Poate reușesc. Bă, dar, deci eu pierd, jur. Dumnezeu mi-e martor și vă mulțumesc din suflet. Bă, uit de oboseală. Uită griji, uităm de probleme. Uită gagici. Uităm de tot, mă. Știam ăsta că am mai făcut-o, mi-ai mai făcut-o, probabil. Dar atunci când mă bat cu cineva cu avionul, trebuie să scad viteza avionului sau la maxim? Întotdeauna să evit să faci looping-ul. E foarte greu, nici eu nu sunt foarte bun. Ideea este că niciodată nu trebuie să, sau să faci tot posibilul să nu pierzi viteza. Important este să-ți menții viteza cât de mult. Deci, frate, ăstea... Să-ți ții viteza cât poți de mult. A, eu deja am ajuns la ei în bază. Așa, am autocorectorul scuzei. Eu nici nu mă uit la joc pe live. Mai bine puneți un full screen. Am avut oameni. Mi-aduc aminte... Bă, dar stai, mă, să fac camera mai mare, mă. Am avut la un moment dat să stricase jocul. Am dat drumul la live și nu mergea la server. Deci aveam 20 de oameni pe live doar stând de vorbă. Hai, Iureș, eu sunt vorbăreț, eu stau bine la propagandă, caterincă, bună dispoziție, sex, stau bine. La băutură mă cam dovedește, dar la sex, la femei nu mă vait. Eu stau bine cu ele, ele nu prea stau bine cu mine, că... Să moară Jaxi, ăsta e folvarii care trage mine. Stand-up comedy ești top. Și n-am început stand-up comedy. Deci, la femei știe, Wave-ul știe că eu am mai vorbit așa pe live. Eu stau bine cu ele, ele nu prea stau bine cu mine. Acum, Paul, fă camera cât casa. Băi, încerc, dacă sper să nu se oprească. Stați așa un pic, am posibilitatea aici. Opțiuni.
Nu am asta, din păcate. Ia, hai să încerc. Acum rămâneți aici dacă e. 8 și 11, doar sunetul. A, deci se aude, este pus în pauză. Sunetul se aude. Capturi și transmisii, transmisii, cameră, motherfucker, how, mărime, cameră, mică, medie. Cucuțul. Despre ce vorbim? Așa să-i rămână numele, să revenim la ale noastre, zic și eu așa. Nu, nu-i bine. Nu e bine! Target destroyed! Target destroyed! Au, să-mi prind picior aici. Target destroyed, să moară ăsta. Asta o dau iar. Nu știu, a, stai că o dau pe aia. Ești mai mic. Important este să vadă Chilia și Corelii. Ia uite, se uită pisica la mine și uite, se uită pisica. Tu ai fată, că nu ți-a făcut nimic. Încă o dată. Ah, Doamne, pisica. Mamă, ce tună pe afară. Cameră. Mărime. Nu așa. Trebuie să fie mică. Decupaj pătrat. Nu. E fără. Gata, boss. Ia vedeți, băieții mei, cum se vede camera acum. E altă viață, boss. Altă viață, a? No. Nu se vede, trebuie să dau iar live-ul, no. Lasă că încercăm noi altă dată. Stai așa să revenim la ale noastre, că nu-i setată camera și dacă nu-i setată, nu-i frumos! Nu-i frumos! Deci pisica asta că capul ia de frică, vă spun sincer, de să uită la mine, zici că o mănânc. Te mănânc! Te mănânc să moară Jaxi! Mărime mică. Opa, decupaj pătrat. Gata, boss, asta este... Deci asta este, important este să fie viață frumoasă. E, asta e, boss, altceva n-am. N-are tata momentan. Lungește-o. Bă, am tras de ea mâncare, am tras de pieliță de draci, a ieșit-o, nu s-a lungit. Bă, 2 cm dacă mai era, era nebunie, mă. Am tras de ea cât am putut. Ah! Îmi cer scuze, mă, de cameră, ziceai. Fetele s-au dus în dormitor. Ia, fiți atenție aici. Paul, dar cum pot să fac rost de mai mulți bani în Research Point? Premium, gogule. Deci, cu premium, vă rup să nebunesc. Gata, boss. Ce bere jucăm? Fiți atenție aici. Mi-am luat AMX 30 B2. Ok, nici n-am ce să fac cu el, deci am atâtea tancuri că nu am ce să fac cu ele. Râde Andreescu, îmi pare bine că vă simțiți bine cu mine aici. Bă, cine a plecat? Vălică? A plecat Vălică? Vălică! Bă, Vălică, bă, unde te-ai dus, bă, băiatule, bă? Unde te-ai dus, bă, măcică, drag? Băi, eu trebuie să juc aici, ce ai făcut, Vălică? Eu trebuie să... Cum, drag, cum mă să iau base capture? Ah, trebuie să iau 2, mi se pare. 2, 3 se iau. Acum revin. Hai, Vălică, Vălică, unde te-ai dus, tu tăticule, băia frumos? Ia-l pe Brenuț, că e drăguț. Ce nenorocit. Gata, gata, boss. Să rămână să trăiți, dacă a zis șeful șefilor în War Thunder, 490.000, pentru dragostea pe care vă port, pupă fetele domnul Bobei, vă pup și pe voi, brigadier, fiera la idrecul de bani. Păi banii, mă, mă fac pe mine în War Thunder, mă? Hai leu, măiculița mea, măiculița mea dragă și scumpă, bă, vrei să băg acum 1.000.000 de euro? Mă, fiera mama lor aia, cu fiți atenți aici. Mă duc pe 90, Brebuț, Ciuză Cru, ia fiți atenți aici. Bă, băi, alu, păi dacă a zis domnul Bobei, păi voi știți, domnul Bobei, Paul, cum poți bate Abrams mai ușor dacă nu ai penetrație? Băi, eu zic penetrare, te duci în spate și acolo are o găurică atâtică. Veste mare, azi a însemnat actele pentru casă. Bravo, să-ți dea Dumnezeu sănătate, Doamne ajută să fie într-un ceas bun și să vin, ne vedem pe la Constanța. A, ai jucat-o pe asta? Vin și eu la mare, fac o baie, pa-pa-pac, bem și noi o bere, pa-pa-pac, ia fii atent. Paul, dar care e cea mai bună națiune care are cele mai... Băi, eu zic acum așa, Rusia, Germania și cu America sunt cele mai bune. Moment istoric, Paul cheltuie banii, i-am dat, dar acolo.
Bă, să fie într-un ceas bun, Doamne ajută, abia aștept să vin pe la Constanța. Eu mă duc unde mă duc, mă lipesc. Știi, cam asta e ideea. Ia să vedem ce mai avem aici. Vălică, vălică, invite, vălică. Păi cum o să te, bă, eu pe tine? Ia să vedem, mă, brebusul ăsta. Asta e? Dai de veste. Hai, mă, știu, glumesc, Doamne, iartă-mă. Băi, fii atent, mitralieră. Mitralieră? Băi, ăsta e mai șmecher decât Battle Pass-ul, mă. Tun 205 cu hit FS, cu mitralieră de 20 și cu 7.62. Și ce avem noi aici? Ia să vedem. Bă, băieții mei, păi avem penetrare 400. Bine, ăsta e 8.3 la 7.0, da? Știi cum e? S-ar putea să te întâlnești cu mine cu 7.7, ăla îți dau. Eu sunt la Constanța, aștept cu berea rece. Nu vin la tine, nenorocitule. Că tu după aia mă întrebi, uită-te la Brenus. Numai o secundă, dacă... Gata, ne uităm la Brenus. Preview. Ăsta are deja plăci anti-hit FS. 100 și avem plăcile astea protection. Stați un pic așa, pe mine mă interesează astea. 400 și ea deja i-a băgat pe asta. Și l-a bătut la 8.3 și deja e fine piercing, fine stabilized discarding sabot shot. Adică vino la mine, Paul, că mama mea are... Câți ani are, mă? Oievule? Câți ani are? Ia uite, mi-am luat privirea aia de... cum îl cheamă? Îți mai aduce aminte ăsta? Cum îl cheamă? Dar a fost și la astea de el, fața aia de șmecher, așa, fața de la gagicăreală. Când mă duc eu la gagicăreală, fii atent aici. Bună, câți ani ai? Mamă, ne-am înnebunit! Uai, mai ușor, deci mai ușor, lasă-mă să mă calmez. Cum îl cheamă, mă, pe ăsta, mă, de... A fost, îți mai aduce aminte din cafeaua din zori, îți mai aduce aminte clipele... În 77 să rămână, doamnă, suntem exact de aceeași vârstă. Cred că ne potrivim, boboc. Cât vine? 44 acum. Mâncaia și gura ei, să rămână, doamnă, ce mai faceți? Vezi că trebuie să mă mai întâlnesc și cu mama Andrei la Chișinău, că mă duc la Chișinău. Deci, băieții mei, dați-o dracu de șmecherie, că ne jucăm cât vreți, băieții mei. 9-0. 9-0 să fie, mă. Nu, ogulul, scuze. Bazaliu, bardă, 1-1, bine, boss. Hai cu Tiger. Lăsați-l pe Paul, că lungește camera. Cum e? Auzi, Dragoș, atât o mai lungesc, spune-mă. Aici o mai pun un pic așa. Lipsă material, boss. Gata, tată, 9-0 să fie, Doamne, ajută-ți, fie într-un ceas bun pentru casa lui Bobei. La Constanța, domn Bobei, știi cum e, aș bea și o bere rece, vine, bă, te aștept cu o bere rece, eu zic, vai, nu, n-aș bea, ca în reclama aia, noi nu mâncăm seara și băga aia salată, Sibiul ia de dragi o lua, așa domn Bobei anunță fetele, bă, vine flămânzilă, bă, nu, că eu nu beau bere, că nu știu ce, că nu știu cum, vai, e gratis, vai, nu, eu nu, și de unde, gâl, hai mai toarnă un pahar, păi, dar ce, că e gratis, bă, dai, bă, dai, vai de viața mea. Știi ce o să fac? 2 kg. 2 kg nu mă să ai trebuie. Bă, deci născut în 77. O fi din București? O fi și cumva și din drumul taberei? Haideți, băieții mei! Cam am, băieții! Dar chiar o să adorm noaptea după ce bei cu... vai, dacă am... Deci beau o gură și mă culc. La mine Coca-Cola deja sunt dependent, recunosc. M-am lăsat de fumat. Dar mai bine dependent de Coca-Cola decât de fumat. Am luat-o bine. Cred că am luat-o bine pe aici. Nu, n-am luat-o. E din Constanța că ea m-a născut pe vide. Corect. Că e da. Trebuie de drept cu de țigări. Aici s-ar putea să-mi iau... La bucerele se mai numește. Mai bine de cola, clar. Dați dependent, recunosc că am luat-o rău cu cola. Nu beau la serviciu sau încerc să-mi iau cât mai rar. Îmi iau acum vara ție, dar iarna nu beau Coca-Cola la serviciu, dar acasă sunt dependent, am Coca-Cola. Uite, mi-a trecut și burtica. Cum o jucăm pe asta, my friend? My friend? My friends?
Aue, bă, da, fraier sunt, bă, când ești fraier, ești fraier, ești fraier! Fraier coate! Am termă! C2A1. Îl am și eu! Aha, sâc! Mai bine, bă, mai bine apă, dar știi cum e? N-am viciu cu femei. N-am cu șocurile de noroc, nu mai fumez, beau foarte rar. Bă, niciun viciu. War Thunder-ul nu mai am ce să mai încumpăr. Ce dracu, bă, chiar asta e viață, nimic. Vrei să mor? Vrei să muri sănătos, așa? Ce e, mă, că ai mor mai sănătos decât mine? Dar tot ai murit, știi? Cam asta e ideea. Nu cred, mă, nu cred, mă, ce mi ți l-a luat de aici până în norocit. Nu-mi place deloc ce văd să moară, mă, asta dacă eu nu știu pe unde sunt. Neatenția s-a plătit! Ai plătit neatenția! Nu pot juca la bere mai mare de 6-0, de ce, Gogule, încearcă! Fii puternic! Nu te lăsa! Niciodată să nu zici niciodată! Așa a zis și Wave-ul și nici nu-ți dai seama ce a făcut el cu degetul ăla. Ăsta vine pe mine, mă. Coboară? Nu coboară, mă, că e nub. Și este puțin mai sus, imediat, stai că ne concentrăm un pic aici. Bea apă cu întuneric, da. Și chiar sunt dependent. Mă regea și nu știu unde sunt. Are dreptate, Paul, de când am început nu mă mai pot opri. Uite-l, uite-l, uite-l. Uăleu, te-ar ghi distruit? Target destruit. Te bagi un pic, momoale, în partea dreaptă. Ai grijă, ai grijă aici. Hai, hai pe el. Să citești, să vedem ce a zis lui de mama lui. Trăi iar familia lui, trăi iar mămica lui, mămițica lui. Aia frumoasă. Uite-l, uite-l. Bine, boss, să moară Jaxi, ce bine ai dat-o pasta, nenorocitule. Bine, bune, norocitule, voi, eu n-aveam curat să mă bag așa, ia să vedem ce este. Dacă vreți, veniți la ea, că nu vă lasă pe străzi, vă dă de mâncare, vă spală, vă bibilește și în camera mea sunt două paturi. Poți să iei tu un al doilea pat, că și așa nu stă nimeni în el. Marian Neacșu, Marian, ne taci din gură că sunt pe combinație. Mămicica ta e singurică? La luăm fața aia de șmecher? Mami, ce cata e singurica? Mâncăiești gurița ei, oh, mă luă și la Constanța și mă duce și pe plajă. Băi, deci e viața perfectă, mă. Deci e viața perfectă la tine, Voievule. Salut, domnul... nenorocitul de Neacșu, vă spun eu unde e nenorocitul ăsta de Neacșu. Nu, am tata adoptiv, deci, lasă-mă cu tata adoptiv, e de umplutură să aducă bani în casă. Spune-i că eu sunt mai frumos. Ia-m așa, ia-m așa, nu te mai căuta pe undeva. Bă, ăla cu avionul nu fi cumva ăsta. Deci eu sunt și cu premium acum, așa. Am tata adoptit, deci deja e luat. Nu. Bine, îi spui că v-ați îndrăgostit, poate vă accept. Să rămână, doamnă, să știți, nu mă pun bine cu mai ex acum, să știți că aveți un băiat minunat. Aveți un băiat minunat. Doamne, cât de tâmpiți suntem toți. Recunosc, suntem varză cu carne
disperați după mămici singurele, singurici. No, eu o fac așa. Mă bate nevastă mea de mă cac pe mine dacă mă prinde. Frățișor, mă, dacă e aici, frăgine, mă aude, știi? Ce asta, nenorocitul, stă liniștit. Paul, da, domnul Folvari. E frică. Nu e aici acum că sunt la bunici. Îți blocat. Sorry, vine băiatul. Bă, îmi cer scuze. Bagă clic. Vine băiatul. Vine băiatul. Gata. Vine băiatul cu marșierierul. ACR-ul a venit Automobil Clubul Român. Urcatul pe platformă 50 de lei. Coborâtul de pe platformă 50 de lei. Și... nu vreau. Ești de acord cu banii? Fă așa. Fă așa. Ok, gata, hai să luăm. Ia-l pe nenorocit. Tui! Hai, nu dăm drumul, nu te lăsăm de... Bă, nenorocitul ăsta mi-a dat țeapă. Păi ce faci, domn? Păi ce faci, domn? Ne-am înțeles că nu te lași jos de pe platformă până mă plătești. Ba, nu, tată, că nu e ca la curve aici să dai tu banul înainte. Eu te-am crezut pe cuvânt. O lume a dat țeapă ăsta. Nu face nimic, hai să luăm beu. Oh, greu. Se par, bă. Opa, păi nu dăm și noi aici. Hai, păi, că-i vedem de sus aici, îi mâncăm pe pâine. Fodor, mă, îl cheamă pe ăla, mă. Fodor, mă, când e el fața aia de jmechi. Ia, țineți-vă bine, mă, friend. Ai dat artilerie. De-aia-i după măta mare să dai, ia. Uite-l aici. Nu pot să mă ia, mi-a luat țeava. Mă, dă facă, vinul și repar, mă, că spar. Aolo, sărmâna, ce m-am speriat, m-am capă mine. A venit doamna, scuzați-mă, da, a venit șefa. Da, trebuie să vorbesc mai încet. Ce scuze, iertați, am tresărit. Eu sunt puternic în fața unui noastră. Da, mă, mică, aveți dreptate. Nu știu, mai că nu e ceea ce credeți, eu... Nu putem discuta acum, Wave-ule, că este... Da, mă, micule, hai că a plecat. Ia zic-o, Paul, dacă tu agăți pe așa, trebuie să ai grijă de mine, mă. Doar ce am închis calculatorul. Păi de ce, mă, nenorocitul l-ai închis? Nu știu cum că nu te-am văzut online. Google, fii atent aici. Lasă, fii atent. Stăm pe Caterică. Apropo, deci să înțeleg, nenorocitule, că ai fost la mare? Ce-ai făcut tu la mare? Nu te supăra că te întreb. Puteți dracu, tragere, măi, tâmpii la cap. Spune-mi, te rog, hai să dezvoltăm un pic subiectul. Mie îmi place subiectul ăsta cu marea, cu apa. Ce-ai făcut tu acolo cu femeile? Asta vreau să știu eu. Ah, s-a mișcat că dădea ăla la o parte. Băi, dar nu să mă... Așa. Ia să vedem. Așa am văzut că e un bug pentru mine. Ești necunoscut, Paul. Nu te văd online. Mi s-a întâmplat cu încă cineva. Mi-am luat țeapă, ce dracu. Am plecat din Constanța până în vamă ca să aibă aia curent, să n-aibă aia curent pe acolo. Am intrat într-un club să-mi bag, că erau numai boschetari. Mă, stai un pic. Nu te supăra că spun, dacă tu te duci în vamă să aduni, să iei scule, nu prea găsești tu de-alea de nubă acolo, da? Depinde ce vrei, nu uita, că la toate e la fel. Depinde ce vrei. Acum tu ești frumoșel așa, mor femeile după tine, nebunule! Bă, dar eu ce fac acum? Râde-n glumit, dar... Bă, la B nu-l ia nimeni, mă. La B nu se duce cineva. Mașa pițicuța și Paul miau, miau, miau. Paulica miau, miau, miau. Just
De-aia zic că putem să mă opresc la Costi Pelești. Așa, da, am zis, hai să o dau prin vama. Bă, mie nu mi-a plăcut vama niciodată, vă spun sincer. Maria, că îți recomand plajă când am fost efectiv, aveau cu niște balcoane și nu aveau sutie, nimic pe aer acolo. Bă, frate, hai să vă spun o chestie. Mie nu mi-a plăcut vama, mă. Nu sunt genul pe fițe, mie nu-mi place să... mie nu-mi plac femeile de le miroase a căcat, să fie cu Ferrari la ușă, și un pic complexat, deja n-am nicio Ferrari. Bă, frate, dar nici vama, mă, să mă ierte Dumnezeu. Bă, frate, eu când m-am dus prima dată în vama, era un WC public de căcai, stăteai la coadă, mă, și era o chiuvetă, stăteai la coadă, să te speli pe dinți și ai închis. Eu la vama, distracție, păi și cu spălatul cum e? Că stai, domne, că spălatul mai la coadă și lasă-mă, distrați-vă voi. Înțelegi? Mamă, dar aveam eu pe ăla de 20 de milimetri. Motherfucker, ce veneam eu peste tine. Ah, că e mișto, că e distracție. Da, ești beat, când ești beat, tot e foarte mișto. Anul trecut am avut captură, un grup de patru. Doamne, 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 de ce nu sunt și eu pe acolo să fac și o captură de asta așa? Mal dracu, zici că a dat la pește, zici că a pus de vod o captură? Eu am fost cu două fete la baie. Ce dracu ai făcut cu ele acolo? Pipinica? Ați făcut pipinica împreună? Ce frumos! Băi, și-o pus de artilerie pe tine, dacă tot te vezi tu șmecher. Mă omor ăsta! Cheltuie sacărul glanțele pe mine. Am dat artilerie un pic am ăsta. Domnul King, ia veniți încoace, lasă Paolică, că dacă vin la București, mergem la un... Băi, ia mă și pe mine mâncați aici, dacă ați face un mine, dai și mie un medicament. L-am omorât pe prost cu artileria. Bă, al dracu, deștepți-mă. Bă, deștepți-mă. Dă-i mașa, ce vrei mașa? Hai la tata, hai la tata să te vadă băieți. Hai la tăticul tău. Oh, fata mea, fata. Fata mea, fata. Uevule, eu mi-am luat pisica. Mă înțelegi, uievule, da? Doamne, doamne, ce mă mănâncă dreapta. Fiți atenți aici. Îți ia coanele. Păi lasă-mi să mai repară. Taci! Taci că mă enervezi! Eu sunt Giovanna! Măcar în fața pisicii să apar și eu ca un șmecher! Nu știi cine-i șeful? Îți mai spun. Tu nu știi cine-i șeful? Așa, hai să-i dau drumul și să mai am și iau un pic. Hai de mașă, hai mașulică! Hai la dădicuță, da! Așa, du-te acolo, du-te. Da, mă, i-am bătut și pe ăștia. Paul, aveți bani să jucați în Africa cu 70.000? Am, dar nu vreau. Am, gogule, cum să n-am ești nebun la cap. Bun, i-am bătut de sau căcat pe ei. Nemaipomenit ăsta premium, ia uite listă și cât am făcut 11.000, sunteți nebun la cap. Mamă, măiculiță, mare, mare. Mai jucăm? Aveți cumva vreo preferință? Vreți să jucăm? Da. Așa, anul ăsta în ce mai târziu, pe la sfârșitul lui august, că-s cu pregătirile la admitere. A, tu acum dai bagu sau nu? Erai mai măricel tu. A, nu ești la facultate, Paul, dacă aș fată, ce-i face cu mine? 11-0, merge? Un bere mai... Ai un bere mai mic și pentru ăsta mic. Hai, Valica, un bere mai mic. Hai,
5-7 ca să vedem EBR-ul ăsta. Deci mă întreabă ăsta micul ce-aș face eu cu el. Uite chiar și un 5-3. Ai un 5-3. Am astea deja setate. Ce-a spus? Bă, dacă ai fi fată, ți-aș da, ți-aș face un compliment. Și cel mai frumoasă. Și ți-aș, ți-aș spune eu ceva la ureche. Și cam atât. Mă iertați, un bere mai mic, te rog, se poate, bineînțeles. Mă duc să-mi pun o cola rece. Iaha! Stați așa, vin! Bani-i! Cola rece. Ia-mi așa, ia-mi așa, și cu la gătele la ceva. Băi, eu mi-am dat jos aia de pe cap, fraților, că este o bucată sârmă care te strânge de cap. Așa, sperie pisica prin casă când ai frustrări și ești depresiv, bag o Coca-Cola rece, Răzvan, eu mă duc, succes la meci, noapte bună, te-am pupat, Răzvănică, mulțumesc că ai trecut pe aici, nu uita să lași un like sau dislike. Ia să vedem, stați așa, a trecut furia, mă. A trecut, bă, dar e bună rece, mă, bă, e bună rece, frate, îmi pare rău, da. Îmi pare rău să vă spun, dar este cola, este foarte bună rece. Rece! Sex on the beach. Bun, Paul, mașină de curs, exact. Paul, eu acum mă duc la spital și mă fac fată. Mâine vă-ți vedea doamna wife, mă căiași gura lui. Mi se pare mai... mai bun, depinde pe ce te obișnuiești. Am băut și Pepsi Max, cred că vreo 5 ani de zile, în continuu. Mă duceam cu sticla de 2 litri la serviciu, jur, Pepsi Max. Nu mai îmi place Pepsi Max, am făcut-o și pasta. Și cum e ca la găgici, te duci și la blonde, vrei să ai și o brunetă, vrei să ai și o roșcată. Adevăr. Așa și cu asta, am încercat Pepsi, am încercat Pepsi Max. Am încercat Coca-Cola Light. Ați văzut că pe Netflix a apărut acum un alt film, Cernobâl 1986, făcut de ruși, e o poveste, nu mai este ancheta în sine. Așa, ți-ai pus numele în fund? Ți-ai pus numele în fund. Da, 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 așa. Bun. Apropo, vreau să-mi fac abonament pe Prime TV. Se merită? Din ce am văzut eu acolo, eu vreau să-l văd pe ăla, Jack Ryan ăla. Ce dracu face la acolo? Jack Ryan ăla vreau să-l văd, sau Ryan Jackson, Jack Ryan. M-am căcat pe mine, zic, cine a intrat, îmi place mai mult cu ăla decât berea, corect. Nimani, nimani, exact ce zicea atunci. Ferească mă, bună, bună seara. Sărumâna, Dadu, ce faci, Dadu? Paul, da, Dadu, da, sărumâna, bună seara, domnul Paul. Te pup și te iubesc. Du. Nu se mai aude, mă.
O, bună asta. Bună asta. Eu am întrebat pastila de la Gajină Română dacă bagă tancul românesc și acum aștept la aia. Hai, ai întrebat pe ăștia de la Gajină. Hai, mă, termin. Crezi că ești primul? Nimanie. Mama lui Wave este de aceeași vârstă cu mine. Să rămână doamna Wave. Ia uite-mi. Ia uite-mi, mă, că era jinasul lor. Nimani, opa. Să rămână doamna Wave. Trăiți iar copilul tău să trăiască, ce mai faceți, doamnă? A căzut ceva în casă, să verific. N-am cu nimic, să moară Jaxi. Mă mănâncă ăsta. Mă mănâncă ăsta, făcut. Băgați ei. Vin și eu dacă mai dau. Google este loc, dar problema este că m-am grăbit. Mamă, ce mi-a dat ăsta. Ăsta e tankul din... Ea face bine, sunt convins. Sunt convins să rămână, doamnă stimată și onorabilă doamnă. CCPP 2020. Mă, tamă. Mă, samă cu dărus nenorocit. Băi, Google, râde în glumit, dar ne-am căcat până la 53 ăsta. Bagă arălău. Îl bag și pe ăla de-al vreau. Porcărie și ăla. Hai, noi, să fim sănătoși. Doamne ajută. Nu vă nimic, sunt chior. Uite-l. Mamă. 50 kill. Nice, frumos, aude. Bă, mai sunteți cu mine? Suntem, mă, 18. Bravo, mă, băieți. Hai noroc. Hai noroc. Ia uite-l și pe Wave-ul. Bă, Wave-ul este vioara întâi aici. Hai noroc, mă, tovarăș, mă. Vălică, bine vălică. Uite-mă de ce vrea vălică, bine mi vezi? Tiger, auzi, Tiger. Aude pe vălică. Bine vălică, m-a scos de la net. Nu face nimic, că Paul ia zi, îți bag una. Deja, te rog. Ia zi, gogutule, dă-mi sufletul ăla mare. Eu am chef să dau după avioane. Ce să mai dea, că muri să. Ce pe auzi de reanța asta? Vălică, tomorrow Jackson, dar noi am auzit ceva pe aici, aticul. Am și eu Pepsi pentru mâine să mă răcoresc. Am și un Pepsi în frigider. Ia uite-l, mă, unde e? Și nu-l vedem. Nu i-am făcut nimic în cap, aș vreau să... Uite, trece. Nu și de data asta! Ce faci, bă, Vălică, bă, Vălică? Vălică! Cu o mână plecanță și o mână pe... M-a scos din joc de anet. Vălică! Vălică, mă, ca ce șcură tot, ce faci, mă, acolo? Opa. Bă, nu l-am văzut! Egoist. T26, mamă. Dă-i, doamne, cu avion, numai, da, mă. Bă, releu e o porcărie, vă spun sincer. Mai bine mă duc după avionul. A, de-aia făcei tot așa. Sărău. Doamne.
Riva, Riva în cioc Molotov. Apoi nu-l vede nimeni. Really? Ne nu te pe zomi în mintului. Artilerii. Ia o să-l. Mă, că e aici gurița lui. Hai. A căzut mă la ce. Știe și Paulica, nu e problemă de... Nu e problemă de război! Și a dat-o! Păcat că nu aveți un serios de ridicol ca să intrăm pe voce. Ce să fac cu Paulica? N-am eu timp de așa ceva. Am avut unii și-au bătut unii joc de el. Dar jocul ăla nu era așa realistic. Ce joc cu coșurile? M-a scos din joc, intru mai târziu, că acum ați face update. Aoleo! Am avut un server de Discord, dar am avut grijă niște copii să-și bată joc de el, să-mi facă... reclamă negativă acolo, ca să zic așa, și cu ce au rămas? Nici Discord-ul ăla nu mai au. Înțelegi? Bă, ia să vedem. Ce mai dăm noi pe aici? The World of Tanks. Nu ce dracul ai joc. Ai joc de tankuri cu desene animate cu tankuri. Ce dracul despre ce vorbim? Acum nu cred că se mai întâmplă acum ce au făcut o comunitate stabilă și iubitoare. Da, Google așa, dar nu mai am răbdare necesară să-mi sune telefonul. Le-am pale mele. Care e curat să vin? Care e curat să vin, fața mea? Care ai tu sânge în instalație? Bă, frate, uitați-vă ce e aici, să mă ierte Dumnezeu. Ești de-o cu turdurii! Oh, oh. Ah, Mickey, vă valoare, numai cu antierie, împotriva tancurilor, super! Îi rupem, îi rupem! Unul pe discurs zicea că e mai bun WoT-ul decât World of Tanks. Bună seara, Andrei. Băi, Andrei, ce fac, mă, Marin? War Thunder e bază, 5 persoane, ia să vedem așa, bună seara, stimate domn, cu respect maxim, bună seara, ce fac, mă, Marina, să trăiești War Thunder e bază, bă, să știi, da. Să rămân Andrei, Vali, unul pe Discord zicea nu știu ce. Ce mai faci, mă, Andrei, mai faci, mă, și tu live-uri, n-am mai văzut, frate, nimic. Pe aici, pe acolo, peste tot și prin fronturile, fronturi verzi, probabil. Am văzut că te cunoști cu Găbițul de pe comunitatea de ETS. Să ceartă și aia, își bagă, scot, ferească, mă, Dumnezeu. Nu mai am timp de YouTube, domn Paul. Sincer, deci ca să faci YouTube de cantitate și calitate, îți trebuie timp. Eu am crescut atunci mai mult pentru că eu stăteam acasă și aveam timp să-l fac. Acum când am luat pauză o lună, două, acum, bă, simțeam că era ca un job. Deci mi se cam luase, frate, jur. Mi se cam luase. Și nici satisfacție pe măsură, știi? Cam asta e ideea. Bă, ia să intru, mă, stai, mă, tata, așa. 7-3, jucăm un 7-3, aveți curaj? E greu. E greu. Și cam atât.
Dumneavoastră, Paul, aveți calitate și cantitate. Mulțumesc, pupă pe mămițica ta din partea mea. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, transmite complimentele mele și mulțumește că te-a făcut. De ce? Ca să am și eu un animator pe canalul meu de YouTube și pe live-uri. Am cam obosit. Râde, l-am făcut pe dragul să râd astăzi. Merge 7-7. Bine, mă. Bine, mă, dacă voi vreți cu 7-7. Nu contează la mine. La mine nu contează. Nu contează. Nu. 6. Terminați! Din subiectul, stop! Era Maria. Dă-te-ți! Da, ce s-a întâmplat? Scuzați, datoria de tată. Mai sunt și tată pe YouTube. Attention to the designated grid zone. My friends, câți mai suntem? 6 persoane, adică 4, că 2 sunt eu aici cu 2 telefoane. Nexu, acțiune pe timp de noapte, bineînțeles, să trăiască, să trăiască, uebule, bine foc, dar n-am unde să mă duc. Fiți atenți aici, îi rupem. Cine e cu mine aici? Uite-vă că mă așteptam, că ești virița lui. Opa, cine trage ăla? Ce ai făcut, Bobiță? Cumva nu poți să te mai miști? Cumva nu poți să te mai miști? Mă, dracu, cum se mișcă, mă, cu aia așa? Morțișorii tăi cu tot. Bine, mă, băiatule, mă. A trebuit să vin eu, mă, să-l omorâm? Paul, fă o rimă. Foaie verde de județ. Nu mă chinui la creț. Nu mă mototoli la creț. Bă, ce m-am adus eu ca prostul.
Prostule, care ești tu prost. Aoleu, ce era să fac aici? S-a blocat. Ce s-a blocat cu uțul? Ce s-a blocat, tăticu? Iată, s-a blocat jocul. Oh, oh, nepa posibla. S-a blocat live-ul? Oh, nepa posibla. Gata, să mă tăticulem. Nepa posibla. Merda! Acum vin, mă! Acum! Ai un pic de răbdare, mă! Că vine băiatul! Vine băiețelul tăpticule! Da, Paul, s-a blocat live-ul, nu mai merge, e apocalipsă! Iar? Nu pot să cred! Imediat! Imediat! Și iubiții mei! Întorceți-vă la nenea! Întorceți-vă la nene. Nu vă bate cioc. 7-3 mor de 3 ori pe minut. Nu lua așa. Nu așa. Uite, uite până mergem. Bine, mă, băiete, mă. Bine, mă, băiete, mă. Unde-i mă avionul? Bă, ăștia vin cu avionul în fața mea, mă. Bă, ăștia nu sunt sănătoși, mă. Deci ăștia nu știu cu cine să pun. Uitați-vă la mine aici. Hai la 11-0 că un, sau un naval, că am văzut că ai... Păi cum o să n-am... Bă, băiatul, bă, bă, băiatul ei. Paul are tot. Paul, tu să mă ori cioc să răpau! Ură, ce te fac aici? Hai, Paul Navar. Coca-Cola începe să-și facă efectul. Nu, bineînțeles, m-am transformat! Da, bineînțeles, m-am transformat să mă ori cioc. M-am transformat într-un rău. Hai, să-l las pe eu, că vă sparg. Du-te pe mare, Paul, râde mă ăsta micu. Deci Andreescu asta Dragoș la anul tăzi. Bad boy, bad boy. What you gonna do? What you gonna do? Where do come from you? Dacă bei cola, ce se întâmplă? Ce stai cu mouse? Ah, scuze să mă arămă asta. Am băut o Coca-Cola. Am băut o Coca-Cola, sunt nervos. Vrei să plâng? Oh, dar de ce? Râd, vrei să plâng? Rad, mă rad. N-ai făcut nimic, nubule. Măleo. Opa, opa. Prea tare ești, frate. Mâine faci live? A, cu tu nu fac eu live. Viața mea e live-ul. Mă bucur că-ți plac. Dar sper că nu ești tu fața la mine așa. Băi, băule, crede-mă, deci eu mi-am dorit și asta am și vrut. Abonații mei sunt făcuți pentru ceea ce fac și ceea ce sunt. Înțelegi? Nu-mi doresc milioane. A, dacă s-ar fi putut să am... Ai, da. Mă turăze așa. Mă, foaie verde și un trifoi să nu mă arzi la... Băi, coi! Opam, pam! Băi, fiți atenți, op! Cine vă atrage mine? Vino cu să mă arăgeați! Stai ce e cu mine, Dragoș? Uh.
Eu sunt aici și vă susțin cu like și o atenție călduroasă. Am băut o Coca-Cola și am omorât un tank. Am băut o Coca-Cola. Tu-s morțișorii tăi, de unde a tras mă asta? De unde a tras putul în... Oh, sunt trist și supărat. Și banii mi-a luat. Ziceam că doar noi trei mai suntem pe live. Nu face... E mă, boi! Cum? Păi sunt... Eu am două telefoane, deci mai rămân cinci. Mai suntem cinci. Motherfucker how? Deci fiți atenți aici că vine nebunul. Dați-vă că vine nebunul. Să vine nebunul. Paul, vrei să te scot la o întâlnire? Fac 500 cu o Coca-Cola rece cu gheață sau dacă vrei o dăm pe răutăți, te servesc cu o bea. Și cu dildo, ale ce mai să nu mai sunt răutăți, ale bunătăți. mamă, ce jucăm după. Ce vrei tu, Gogule? Zi, Gogule, ce vrei? Ce vrea păsărica? Avem avion. Avem avion. Să moară Jackson și l-am văzut chiar. Nu mai văd. Uite-l, cum să nu-l văd. Lasă-mă. Eu, Paul, eu dai pe răutăți cu Coca-Cola. Mamă, tu-mi pe răutăți pe bere, pe Radler. L-ai desertul. Ia. Mi-l ia ăla, mă. El se va ridica. A venit nebunul! A venit nebunul! Mâncă-ți și curată ce tancuri are tata Paul. Eu, Paul, o dai pe răutăți cu Coca-Cola, nu cu bere. Păi tu o dau pe Radler. Acolo, tată. Acolo steți. Păi da, să moară, mă, să nu mai nici un tank, nimic. Uite-l. Bă, am anticipat că... Am anticipat că... Unde-i, mă? Awesome! Nu, trebuie să mă ridic. Acum dați cu tigaia în cap, doamne, că vrei sau nu. Acum câteva secunde, Paul. A fost căluț. Nu că-l văzusem pe ăla. Unde eram? A, aici era. Mai e? Opa, aud avion. Corect. Am fost mașinuț, am fost căluț, am fost pădat. Câte puncte am făcut și eu? Ui, Iisus, cu el! Forța G! Haide, mă, să o dăm pe bere la spune de necu de forță G. Bă, dar să-mi spoteze și mie cineva ceva. Uite-l. Zici că te scremi în scaun. Păi ce, aia nu fac așa? Așa fac și aia, săraci. Au-te-i pe băieții mei. Au-te-i aici. Vine băiatul. Vine băiatul. Bă, și mai repede aș da în ăsta. Stai, mă, nu-l iau pe ăla. Păi nu-l iau eu pe ăla care n-are blindaj. Target destroy. Acum sunt oaie. Paul, tu nu ai fost la baie, te rog, nu fă aici. G-Force. Uite-l, uite-l mă aici. Uite-l, uite-l, uite-l mă, mă după el. Nu mai am glonțilii. Na, mai ia. Mai ia sacră. N-aș vrea să mor, îți spun sincer, n-aș vrea să mor.
Să nu mă, era fain să facem un custom dacă erau destui, da? Hai că ies și eu, mișto live, noapte bună, noapte bună chat. Mulțumesc încă o dată. Asta la mine trece. Vecul, ăsta vecul e. Ne vedem mâine, sărbuna Trist Andreescu. Norvegianul Mati. Am intrat pe Twitch, era una în custom, costum de baie într-o piscină pe un castravete gonflabil și scria nume pe el. Ce scria? Paulica, miau, 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 cumva? Nu cred așa ceva. I hate you so much, Margar. Bine, și-a frustrat ăștia, doamne, că a băgat aia, nu mai pot să duc. Ia uite și pe ăsta, micu, Vălică, dea Dumnezeu sănătate ție și prietenilor tăi, cum fac ție și la familia ta. Da, familiei tale nu puteai să spui. Păi, am bătut. Păi, bătut, dar nu avem ce să face cu ei. Le-am bătut-o sau cu capul, ai. Muși, turuc, 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 muruc. Te-am bătut, te-ai căcat pe tine. Nu la toți prieteni, exact. Sănătate la toți prieteni. Sănătate ție și la familia ta. Ție și la familie. Ție și gurea ta cât un prost sunt. Cu școala, e treaba cu școala, trebuie să-ți fi semnat cu handicap acolo și trebuie să sune bine, știi? Frățioare, ce gura mă te cauți aici? Mă dă mă dracule, acolo. Da, băi, vreau și eu sănătate. Sănătate multă să-ți dau eu ție, sănătate, sănătate până să te gusture. Neabeum. Bă, vă spun sincer. Nasor moment. Mi-a luat beul și asta mă întristează. Durerea este în sufletul meu. Eu. Când mama mea mi-a dat viață, își mechireau la vacanță, că ești pura lui. Mai să îl dăm cărți. Stai un pic, mi-e rușine vorbele unui poet. Mi-e-mi pare amanea așa. Uite-l, uite-l! Uite-l, al dracu mie. Atunci mergi la medic. Uite-mă, al dracu unde stă. Bă, mișto! Mișto locația. Da. Vreau sănătate. Vorba lui, du-te la doctor. Paul, ia cântă ce a zis el pe mine, să vedem dacă e mânea sau nu. Păi, mamă, când mi-ai dat... Păi mama mea, dar mie e viață! Upa! Nu prea le am eu cu de-astea. Ce mă mănâncă 262? Aleluia! Aleluia! Thank you so much. Thank you. Sună țigan la scară de bloc cu prietenii, exact. Păi mama, că mi-a dat mie viață să moară, mă, să... Păi, șmecherii au luat vacanță. Valică? Final a blow. Dragilor,
Ca de fiecare dată, Paulica s-a simțit bine. De la niște prieteni de la Bețiuști. Așa, da? Bă, nu mai pot să stau, jur, este 1 noaptea. Cred că vreau să-mi fac, a zis mama așa, vreau să-mi fac cont pe Prime TV să văd de la... nu știu cum e un film de ăsta mișto. Vă pupă, Paulica, vă iubesc. Bă, nu mai mă bag la nafal, nu ala. Vă pupă, tata. Ne vedem cât de repede vine weekendul, vineri, sâmbătă, sâmbătă vin finii, vineri, vineri. Ne vedem cât de repede. V-am pupat, vă iubesc și nu uitați, bucurați-vă de War Thunder. Pocăiți-vă și jucați War Thunder, nenorociților, păcătoșilor. V-am pupat. Noapte bună, vă iubesc. Pa, pa. Nu mai știu să-l închid. Gata, aici. Cum să nu știu eu, mă? Închide-l.